Începând de ieri și până pe data de 30 aprilie, ora 23:59, partidele și alianțele politice pot depune la birourile electorale candidaturile privind alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din 9 iunie. Pregătirile sunt în grafic și deja s-a parcurs o serie de etape necesare organizării și desfășurării scrutinului din 9 iunie. Mai sunt mai puțin de 2 luni până la alegerile europarlamentare și locale din data de 9 iunie. În județul Hunedoara vor fi 69 de circumscripții electorale, câte una în fiecare municipiu, oraș și comună, amenajate în sediile primăriilor. Numerotarea s-a făcut de la 1 la 69, începând cu Deva, reședința de județ numărul 1, și se termină în ordine alfabetică cu comuna Zam numărul 69. Au fost stabilite și sediile celor 69 de birouri electorale de circumscripție, precum și președinții și locțiitorul președintelui de circumscripție electorală. În acest weekend, aceștia și-au ridicat ștampilele birourilor electorale de circumscripție și telefoanele destinate exercitării acestei funcții. Până la data de 18 aprilie, partidele și alianțele electorale mai au timp să comunice la biroul electoral județean, înscris, numele și prenumele reprezentanților care vor face parte din biroul electoral județean numărul 22 Hunedoara. De asemenea, a fost stabilit și numărul de consilieri locali aferent fiecărei primării în funcție de numărul de locuitori.